Bună dimineața, Gina, bună dimineața, doamnelor și domnilor. În urmă cu puțin timp au ajuns mai mulți anchetatori aici, au intrat în casa din spatele nostru. Aici a locuit Bogdan Drăghici mai mulți ani alături de părinții lui. Practic, anchetatorii vor să stea de vorbă cu mama lui Bogdan Drăghici, să afle ce s-ar fi putut întâmpla cu exactitate. Noi am stat de vorbă și cu vecinii și ne-au mărturisit că acesta era vizitat nu de puține ori de rude și prieteni, era o persoană sociabilă. Am întâlnit-o și pe poștăriță, care ne-a mărturisit că l-a văzut ultima oară pe Bogdan Drăghici în urmă cu 5 zile. Nu părea o persoană a fi în depresie, însă unii spuneau că ar fi avut câteva probleme, pentru că nu de puține ori se întâmpla să treacă pe lângă ei și să nu îi salute. Vă reamintesc că șeful asociației, tata, se afla sub control judiciar și a fost reținut timp de un an. Mai exact, s-a întâmplat acest lucru în anul 2019 pentru viol și corupere de minori. În urmă cu puțin timp ați văzut, a ieșit un anchetator de aici, din locuința lui Bogdan Drăghici, însă din informațiile pe care le avem, mai sunt și în acest moment alți anchetatori care stau de vorbă cu mama lui Bogdan Drăghici.